Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu, sunt Nicoleta Pană. La Giurgiu a nins toată noaptea trecută, iar angajații Direcției Județene de Transport au muncit din greu pentru dezăpezire. Oameni și utilaje au acționat și astăzi pe drumul județean 503A, acolo unde viscolul a creat cele mai mari probleme. Vestea bună este că nu au fost victime, iar toate drumurile sunt deschise. 7 utilaje, o mașină de asistență tehnică și 9 oameni. Acestea sunt forțele ce au acționat toată noaptea pe drumurile județene în scopul dezăpezirii. Recunoscută pentru problemele create de ninsoare, zona Berbecuț a dat bătăi de cap atât celor din Hodivoaia, cât și lucrătorilor Direcției Județene de Transport care au trudit pentru dezăpezire. Surse din cadrul aceleiași direcții susțin că nu au fost semnalate întreruperi de curent, iar pe drumul județean 503A, Oncești-Chiriacu-Răsuceni, condițiile de drum și neatenția unor șoferi au făcut ca angajații direcției respective să întâlnească și câteva mașini care erau ieșite de pe carosabil. A intrat în drepturi, iar Giurgiu este un tablou frumos în care zăpada a acoperit totul. În cazul în care o șosea este înzăpezită sau ne îngreunează drumul spre serviciu, bucuria îngheață. Autoritățile încearcă să țină totul sub control, iar șoferii deocamdată par mulțumiți. A căzut și prima zăpadă din acest an, iar Giurgiu a devenit oraș de poveste. Când vine vorba de trafic, giurgiuvenii s-au cam obișnuit ca în fiecare an să fie luați pe nepregătite. Și dacă până acum era o adevărată provocare să pleci la orele dimineții cu mașina prin oraș, se pare că lucrurile se cam schimbă. Utilajele de dezăpezire și oamenii firmei contractate de primărie sunt mobilizați de la ora 6 pe arterele orașului și nu mai prididesc cu deblocarea căilor de circulație. Prima zi serioasă de iarnă a găsit utilajele de dezăpezire cu motoarele turate la maxim pe șoseaua principală. Pala orașului se circulă foarte bine, iar șoferii sunt foarte mulțumiți. În anii trecuți, șoferii acuzau autoritățile de neglijență sau irresponsabilitate. Anul ăsta, conducătorii auto au alt tonus la volanul mașinii. Cum vi se pare că se circulă pe șosele? Cât de cât acum de început, pentru începutul iernii, eu zic că se circulă foarte bine. Peste tot este dezăpezit, dată cu sare, peste tot, cu nisip, totuși este bine. După părerea mea, se circulă bine. Văd că autoritățile au început. Circulă mașine non-stop, continuu. Trebuie să fii foarte atent și să fii, cum să spun eu, cu tot cauciucuri de iarnă, atenție distribuită, tot ce înseamnă iarnă. Se poate circula bine. În atenția autorităților, pe primul loc se află arterele principale, numai că la ele se ajunge de pe străzile secundare. Pe străzile secundare ale orașului se pare că lucrurile nu stau la fel de bine ca și pe șoseaua principală a orașului. Se pare că utilajele de dezăpezire n-au ajuns prin spatele blocurilor, astfel că zăpada a fost bătătorită de roțile mașinilor. Dacă de vină a fost zăpada, autoritățile, firma de dezăpezire sau timpul, vom vedea și în zilele următoare. Cert este că de mâine ne vom confrunta cu gerul. Se anunță temperaturi de minus 20 de grade Celsius. Pregătirea mașinilor de către șofer pe timp de iarnă nu-i lucru ușor. Odată cu venirea zăpezii, înainte de a pleca la drum, fiecare conducător auto are sarcina deloc ușoară de a pregăti autoturismul. Pentru mașini, iarna este un anotimp neprietenos. Zăpada și gheața dau bătăi de cap șoferilor, astfel că pregătirea autoturismului nu-i lucru ușor. Dacă până ieri învârteau cheia în contact și pe aciție drumul, cu prima zăpadă începe și ritualul de pregătire a mașinii pentru drum. Cum pregătiți mașina în dimineața asta? Cum se pregătește? E normal. Ce să-i facem? O dezăpezim acum. Ce faceți mai întâi? Spuneți-ne și nouă. Păi ce se face? Am pornit-o întâi ca să dezgheți. Așa? Da. Și după ce o porniți? Păi, pricicăm la drum, am cauciucuri de iarnă, tot, dar fără lanțuri, deocamdată că nu le-am pus. O încălzesc, o dezgheț, o... ce mai fac? Așa, reglez oglinzile și dacă am nevoie, plec la drum. Am dat zăpada jos după ea, nu o să circul. Este pregătită, de fapt, pentru iarnă, schimbat antigelul. Nu am cauciucuri de iarnă, ca atare aștept primăvara să circul normal cu ea. Cum cu iarna nu-i de glumit, pentru șofer este o adevărată provocare să plece la drum. Așa că fiți vigilenți, echipați-vă mașina corespunzător și luați în calcul posibilitatea întreruperii traficului pe diferite segmente de drum. În acest nedorit caz, trebuie să aveți combustibil în rezervor, să nu vă lipsească hainele groase, apa potabilă și cel puțin un telefon mobil cu încărcător la priza auto.
A venit iarna, inevitabil apar și bolile de sezon. De vină este frigul de afară, dar și faptul că nu se mai consumă legume și fructe ca în vară, iar sistemul imunitar este slăbit. Odată cu venirea iernii, când temperaturile ajung la limita înghețului, apar și probleme de sănătate, unde avem cel mai mult de suferit. Aparatul respirator, inima și sistemul imunitar sunt cele care dau primele semnale că ceva nu merge în organism. Alimentația săracă în legume și fructe proaspete asociate cu frigul de afară fac ca sistemul nostru imunitar să nu mai fie atât de rezistent în contactul cu microbii specifici vremii reci. Cei mai expuși la astfel de boli sunt copiii și bătrânii cu boli cronice. Bolile frecvente în această perioadă sunt virozele respiratorii, bronșitele și pneumoniile. În acest sezon de iarnă, practic, așa cum e afară, acum e foarte frumos, e zăpadă, predomină afecțiunile respiratorii, care sunt cele mai frecvente, acute. Cei mai predispuși sunt copiii care nu au imunitate bună, persoanele cu bolile cronice, și, într-adevăr, persoanele în vârstă, în vârsta a treia, după vârsta a treia, când, normal, datorită vârstei, imunitatea este scăzută la orice persoană. Pentru a evita să ajungem în situația în care organismul are de suferit, medicul ne sfătuiește să mâncăm cât mai multe fructe și legume, să nu ne expunem prea mult la frig și să ne vaccinăm antigripal. Dacă anul trecut autoritățile n-au permis comercianților de braz să-și vândă marfa în piața centrală, anul acesta giurgiuvenii au parte de o adevărată expoziție de conifere. Deși bradul de Crăciun cuprinde prețuri pentru toate buzunarele, giurgiuvenii nu se prea înghesuie. Mai sunt aproape 2 săptămâni până la Crăciun, așa că giurgiuvenii se gândesc la împodobitul bradului. Natural sau artificial, unii și l-au cumpărat, alții încă nu. În piața centrală, comercianții își expun marfa, braz sau ornamente care mai de care mai frumoase. Dacă anul trecut comerțul cu braz a fost interzis de fostele autorități, acum principalul ornament al sărbătorilor își așteaptă cumpărătorii. Cum merge vânzarea la brazii de Crăciun? Foarte bine. Am vândut 3-4 până la ora aceasta. De la 700 la 1 milion, 1,5 milioane, 2, depinde de brad cât e de încărcat. De unde i-ați adus? În covază. Prețurile sunt mai mici sau mai mari față de anul trecut? Sunt mai mici. Am dat cu anul trecut numai cu 1 milion, 1 milion și un pic. Deocamdată merg foarte subțire. Noi avem prețuri pentru toate buzunarele. Acum așteptăm clienții să vină la noi. Autohton sau nu, bradul nu s-a scumpit față de anul trecut. Cu toate astea, nu toți giurgiuvenii sunt hotărâți. Ați cumpărat brad de Crăciun? Nu. Nu am cumpărat, că am o pensie de 3.200.000. Nu, pentru că noi avem copiii mai mari. N-am cumpărat. Încă nu. E prea devreme și prea scump. Am cumpărat, da, l-am cumpărat dinainte, 2 pe 3. Am un bebeluș și trebuie să simtă și el sărbătările. Acum cumpără, să mai treacă un pic frigul ăsta. Natural sau artificial? Cred că natural, na. Dacă e timpul lui, ce să mai. Încă n-am cumpărat și nici nu cred că o să cumpăr, nu neapărat pentru că sunt o ecologistă convinsă, ci pentru că prefer să investesc banii în altceva prioritar acum. Cum bradul împodobit este bucuria sărbătorilor, sperăm ca nimănui să nu-i lipsească măcar o crenguță în care să strălucească un glob și o beteală. Bradul se vinde în piața centrală cu prețuri între 70 și 150 de lei, iar molidul variază de la 50 la 75 de lei. Costul unui suport de brad este de 15 lei. Accident rutier soldat cu pagube considerabile. 2 mașini s-au ciocnit în curbe la Bălănoia în urma coliziunii, rezultând 2 victime. Vina aparține unui șofer bulgar care a pierdut controlul volanului. Pe raza localității Bălănoaia, azi în jurul prânzului, microbuzul condus de un cetățean bulgar a pătruns pe contrasens, lovind autoturismul care circula regulamentar spre Ghimpați. Primele date au condus către ipoteza adormirii la volan a șoferului bulgar. Stabilirea clară a condițiilor în care s-a produs accidentul, neadaptarea vitezei la particularitățile drumului. Stabilirea clară a condițiilor în care s-a produs accidentul nu exclude neadaptarea vitezei la particularitățile drumului, care prezenta sectoare acoperite de zăpadă alternând cu porțiuni degajate de astfel de precipitații. Ocupanții autoturismului, 2 persoane, șoț și soție, au fost transportați la spital în vederea efectuării unor radiografii, aceștia neprezentând urme clare de vătămări corporale.
Dacă va fi găsit vinovat, șoferul microbuzului va fi cercetat pentru comiterea de accident din culpă și va fi obligat să plătească pagubele provocate. Un bărbat a căzut în stradă în această după-amiază. S-a întâmplat pe șoseaua București, în zona Casa Cărții. La fața locului a venit imediat o ambulanță care i-a acordat bărbatului primul ajutor, după care l-a transportat la Spitalul Județean Giurgiu. Bărbatul era inconștient și se pare că este o cunoștință mai veche a personalului de la camera de gardă a spitalului. Bărbatul consumă frecvent băuturi alcoolice și se pare că acesta este și motivul pentru care a căzut în stradă. Revenim cu mai multe amănunte despre acest caz în jurnalul următor. Continuăm jurnalul cu rubrica Inima Târgului, care ne propune să aruncăm o privire pe furiș, pe gaura cheii, pentru a face o scurtă radiografie a societății noastre. Alegerile au trecut și vin sărbătorile. Să ne pregătim! Dar sunteți pregătiți? Să vedem! La vremuri noi, prea frumosul nostru oraș s-a îmbrăcat în haine noi. O ocazie bună pentru ca fiecare dintre noi să abordăm sărbătorile ce se apropie cu un strop de nouă speranță. Speranța ca speranța, dar la noi tot haina contează, pentru că haina îl face pe om. Sau cel puțin pe unii. Alții deja sunt făcuți sau doar rămași pe din afară. Să lăsăm cârcoteala. E iarnă și mie îmi pasă. E iarnă și vin sărbătorile. Să le întâmpinăm cum se cuvine. Deși, până la sărbători, mai întâi ne preocupăm cu pregătirile. Unii mai mult, alții mai puțin, unii cu sapa, alții cu mapa, unii cu arsenalul din dotare, alții, ca la noi, la români, doar contemplând tranziția. Să nu fim cârcotași, să nu dăm cu barda, deși, cum îți așterni, așa de cald va fi la iarnă. E democrație și mie îmi pasă. Vin sărbătorile și încep pregătirile. Marile planuri se fac la umbra marilor speranțe și nu uitați că dacă încă nu ți-ai luat car, poți să îți iei iarna asta sanie. De ce să aștepți până la vară? Ce ne-e scris la mare cinste e pus, iar marile noastre speranțe sunt legate de micile bucurii ale soartei. Alteori, soarta este de-a dreptul generoasă cu noi. Vorba românului, am pus-o și de data asta drept la țintă. Cum spuneam, vin sărbătorile, să ne pregătim, să fim mai frumoși, să ne facem viața mai bună, curajoși, cu încredere, chiar dacă cu pași mici. Altfel, apa nu curge la deal, iar lumea merge înainte că vrem, că nu vrem. Fruntea sus și atenție la frâna de mână. Petrece noaptea dintre ani astfel încât să nu o uiți vreodată. Hotel Sud organizează Revelion 2013. Pentru o petrecere memorabilă, restaurantul La Gigi te așteaptă cu momente vesele oferite de renumitul actor Toma Vasile. Alături de el va fi orchestra Cristal și te va încânta cu cele mai frumoase melodii de petrecere. Iar meniul, ei bine, vei avea pe masă cele mai alese bucate, toate acestea cu doar 250 de lei de persoană. Te așteptăm de Revelion la Hotel Sud, cea mai bună alegere pentru un început de an reușit. Sărbătoare mare la Biserica Buna Vestire din Giurgiu. Lăcașul și-a sărbătorit cel de-al doilea hram cu ocazia Sfântului Spiridon. Zeci de credincioși au asistat la eveniment, mai ales că slujba a fost oficiată de episcopul Giurgiului. La sărbătoarea Sfântului Ierarh Spiridon, numeroase lăcașuri de cult își celebrează ocrotitorul spiritual. Printre acestea se numără și Biserica Parohiei Buna Vestire, care cu prilejul celui de-al doilea hram din an a îmbrăcat haine de sărbătoare. Cu acest prilej, preasfințitul părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, a oficiat slujba Sfintei Liturghii alături de un sobor de preoți și diaconi. Vremea rea nu a împiedicat credincioșii să pășească pragul Sfântului Lăcaș. Bătrâni și tineri în costume populare s-au smerit și pregătit sufletește în vederea marii sărbători a nașterii Domnului, așteptată cu mare bucurie de către toți creștinii. Sfântului Duh, să fie cu voi cu toți.
fiecare an, pe 12 decembrie, papucii Sfântului Spiridon sunt schimbați. Se spune că se tocesc ca urmare a drumului parcurs spre vestirea Mântuitorului Iisus Hristos în întreaga lume, de aici și denumirea de Sfântul Călător. Din mărturiile unor clerici reiese că pentru perioade scurte de timp, trupul Sfântului nu mai este prezent în raclă, iar atunci când revine este cald și prăfuit. Vești bune pentru pensionari. Aceștia vor primi pensiile mai devreme, în luna decembrie. Astfel, pensionarii pot să-și facă din timp cumpărăturile pentru masa de Crăciun și pe deasupra au posibilitatea de a face un cadou nepoților sau celor dragi. Luna aceasta, poștașul bate mai devreme la ușile pensionarilor giurgiuveni, pentru ca aceștia să se pregătească așa cum trebuie și să poată cumpăra cele necesare de sărbători, banile sunt trimiși cu 3 zile mai devreme. Poșta Română a anunțat achitarea în avans a pensiilor și a asigurărilor sociale, inclusiv cele pentru invalizi, orfani și văduve de război, pensiile de agricultori și pensiile militare. Vestea a fost primită cu bucurie de vârstnici. Luna aceasta a primis mai devreme. Mai devreme, da. Vă ajută cu ceva? Nu ne ajută. Dar cum să nu ne ajute? Dar pur nu o să fie mai greu. O lună și. Da, asta e situația. Ce mai? Pentru sărbători fiecare ne face rostul cât de cât. Ne ajută cât de faceți noi cumpărături. Foarte mult. Să iau și eu de Crăciun. Eu nu mai greu, dar de la copii să ia și ți-l porc acolo ca să mă chime și pe mine să fac și eu ca toată lumea. Vin sărbătorile, e bine într-un fel, că se mai gândește că poate până la data de 25 decembrie se achită toate pensiile și toată lumea poate să-și cumpere ce are nevoie. Asta zicem că ar fi un lucru bun. Giurgiuvenilor care își primesc pensiile prin mandat poștal le vor fi acordate drepturile în perioada 11-21 decembrie, iar cei care nu vor fi găsiți la domiciliu își vor putea ridica banii de la ghișeele oficiilor poștale până în data de 28 decembrie. Un astfel de demers a fost inițiat în fiecare an, pentru ca pensionarii să-și primească banii înaintea sărbătorilor de iarnă. De acum, senatorul Nicolae Bădălău își dorește să instaleze în viitor ca prefect de Giurgiu pe vicepreședintele PSD, Dumitru Beianu. Atât acesta, cât și noi parlamentari giurgiuveni își propun să diminueze corupția de la Giurgiu. La Giurgiu, imediat după alegeri, aleșii social-democrați în funcții de parlamentar au trecut la treabă. Viitorul deputat, Nicolae Florian, nu a uitat însă să mulțumească giurgiuvenilor pentru prezența acestora la vot. La rândul său, președintele organizației județene PSD, Nicolae Bădălău, viitor senator de Giurgiu, a afirmat la prima întâlnire cu presa locală că este necesară construirea la nivel local a unei echipe puternice care să lupte împotriva corupției. În acest sens, numirea în funcția de prefect a vicepreședintelui său, Dumitru Beianu, îi se pare alegerea cea mai potrivită. Chiar dacă nu a fost ales primar, nu putem să uităm câte voturi a obținut la locale Dumitru Beianu, a subliniat Nicolae Bădălău. Un om pregătit pentru funcția de prefect, ca Dumitru Beianu, reprezintă în același timp satisfacția giurgiuvenilor care, prin voturile lor, își doresc binele urbei și a județului. Ce au declarat reprezentanții PSD de la Giurgiu în prima conferință de presă de după alegeri puteți urmări după jurnal în cadrul unei ediții speciale. Noi continuăm știrile. Veteranii și invalizii de război, precum și văduvele acestora, sunt pe cale de dispariție. Numărul lor este de 10 ori mai mic față de anul 1990. Dacă în alte state această categorie este foarte respectată, dar și recompensată pentru aportul adus țării și societății, în România lucrurile sunt departe de a ajunge la același nivel. La ora actuală, numărul persoanelor aflate în evidențe la Agenției Naționale a Veteranilor de Război, filiala Giurgiu, a ajuns la puțin peste 2600 de persoane, față de peste 26.000 de veterani sau văduve de război, cât existau în urmă cu 22 de ani la înființarea Asociației Județene a Veteranilor. Timpul a reușit să rezolve, în modul său specific, problemele unui buget de fiecare dată auster și tot el, timpul, aduce din când în când câte o noutate pentru veterani. Printr-o hotărâre de guvern din decembrie 2012, veteranii de război, văduvele de război, invalizii de război vor primi în luna decembrie 230 de lei. Aceasta este noutatea pe care o transmit celor care au fost menționați mai sus. Drepturile veteranilor din România sunt aproape simbolice față de ceea ce oferă alte state. La noi, pensia unui invalid de război cu grad 1 este de aproximativ 400 de lei, în timp ce Polonia, Cehia, Ungaria, Germania, Franța sau Rusia oferă unui invalid între minim 3.000 și maxim 4.500 de euro. Statul român recompensează veteranii cu o indemnizație de război de 222 de lei, iar țările europene membre NATO, precum și Statele Unite, acordă veteranilor săi o indemnizație între 2.500 și 6.000 de euro.
În rest, veteranii noștri au deseori facilități care uneori sunt doar pe hârtie. Veterani de război, văduve de război, invalizi de război, văduve de veterani de război beneficiază de bilete de transport pe calea ferată și auto. Pe calea ferată încă pot fi utilizate auto, transportatorii nu îi mai ia de 3 ani de zile, întrucât nu li s-a decontat biletele. Unicul lucru cert pentru veteranii de război din România este că statul român le acordă, gratuit, un loc de veci. Dar asta numai veteranilor decorați în timp de război. Seara de poveste la Teatrul Tudor Vianu, copiii școlii generale numărul 7 au dat startul sărbărilor de iarnă și au oferit un spectacol deosebit dascălilor, părinților și bunicilor. Orice sărbare școlară este o sărbătoare atât pentru copii, dascăli, dar și pentru părinți. Sărbările din preajma sărbătorilor de iarnă au devenit o tradiție pentru elevii școlilor giurgiuvene. Pregătirea unor astfel de evenimente dezvoltă imaginația copiilor și îi face mult mai creativi. Un exemplu este festivitatea care s-a desfășurat marți seară în sala mare a Teatrului Tudor Vianu. Copiii de la școala numărul 7, îndrumați de directoarea școlii Camelia Garagancea, au oferit un spectacol minunat pentru cei prezenți. Părinți, bunici, cu toții au fost foarte emoționați când și-au văzut micii actori pe scenă. A fost o seară de poveste care i-a încântat pe toți cei prezenți. E ok, e o sărbare frumoasă, e munca lor, a celor mari în special, 5-8, ei au fost ajutați un pic, 1-4 de doamnele învățătoare, poate doamnele profesoare de muzică, de dans, de limba engleză. Cei mari, în schimb, s-au pregătit singuri. La unii s-a văzut mai mult, la unii mai puțin, dar pe ansamblu este sărbarea școlii numărul 7 și sper să fi plăcut tuturor. Ce eforturi ați făcut ca copilul dumneavoastră să fie în seara aceasta aici? Sincer, în afară de faptul că l-am însoțit, nu am făcut niciun efort în mod special. Munca este strictă a lor și a doamnelor învățătoare și profesoare. Noi, ca părinți, nu am contribuit decât cu prezența noastră pentru a-i susține emoțional, să spun așa. Foarte frumoasă, copiii au fost toți niște speciali. Cât ai muncit pentru această sărbare? Cât de cât? Foarte așa. Mult. Foarte mult, amândoi. Foarte frumoasă. Cei mici au fost drăguți, că sunt cei mai mici, clasa întâi. S-au descurcat bine și suntem mulțumiți de ei. Ca în fiecare an, în vremea colindelor, când este vremea bucuriei și când nașterea Mântuitorului ne înveșmântă sufletele și ni le înnobilează, elevii școlii noastre, sub îndrumarea cadrelor didactice, s-au pregătit cu momente speciale pentru ca să-l aștepte pe Moș Crăciun. Fiecare cadru didactic care a hotărât să prezinte ceva la această serbare a început pregătirea acestor numere artistice încă din toamnă. Serbarea destinată sărbătorilor de iarnă a fost un succes, iar copiilor nu le rămâne decât să-l aștepte pe Moș Crăciun cu o răsplată pentru munca depusă. Tu spune nu este titlul campaniei ce se desfășoară în Giurgiu pe tema consumului de droguri. Campania este destinată tinerilor care vor constitui un tribunal unde se vor analiza cazurile unor potențiali narcomani. Tu spune nu, așa se numește prima campanie din orașul Giurgiu pe tema consumului de droguri. Campania este organizată de polițiștii antidrog și se va derula începând cu 17 decembrie. Pentru a face vizibil mesajul campaniei, organizatorii au folosit obiecte ce constau în pixuri, tricouri, mape de prezentare, afișe și flyere. Acțiunea este adresată în special tinerilor care vor compune un complet de judecată unde vor pleda din postura avocatului, dar și a judecătorului. În acest fel se vor analiza diferite infracțiuni legate de consumul și traficul de droguri. În data de 20 decembrie, n-am fixat încă locația, o să anunț din timp, va avea loc Tribunalul Copiilor Drogurile Pro și Contra. Aici, un grup de 25-30 de elevi de la Maiorescu și un grup de la același număr de la Liceul Tudor Vianu
își vor stabili singuri o curte a lor care să decidă ce e bine pentru ei, pro sau contra. Marți 19 decembrie, în fața Ateneului din Giurgiu, un copil care va interpreta rolul fetiței cu chibrituri va împărți pliantele informative despre desfășurarea campaniei antidrog. Punem punct știrilor cu rubrica Pastila Zilei. Dacă strănutați, aveți febră sau vă curge nasul, consumați fructe și legume. Dacă nu ați cumpărat încă bradul de Crăciun, așteptați poștașul care se grăbește să vă aducă pensia. Dacă sunteți deranjați de alcătuirea pe strița noului parlament, dar mai ales de numărul record de parlamentari, rămâneți pe TV Giurgiu, pentru că la ora 19:30, Ilie Clement vă așteaptă la porțile dorului cu muzică bună și multe surprize. O seară bună alături de TV Giurgiu!